Alo. Bună ziua. Bună ziua. Domnul Marcu? Da, vă rog. Daniel, Daniel Buzdugan de la Radio 21 vă deranjează. Vă rog. Am primit un mail de la dumneavoastră în legătură cu o farsă pentru un prieten. Ah, da. Asta a fost de mult, domnule. În decembrie am dat, că era, mă rog, era atunci trebuia făcută. Da, nu, eu v-am sunat pentru o altă chestiune pentru, pe dumneavoastră. Era ziua lui atunci și chiar nu mai are rost acum. Nu, domnul Marcu, eu v-am sunat pentru altceva acum, deci nu pentru farsă. Da, vă rog. Sunteți ascultători de Radio 21? Da, când merg la servici, când vin de la servici, îl ascult, așa. În rest nu prea am cum, că, na, la muncă. Noi avem un concurs, nu știu dacă ați auzit de concursul Perechea Potrivită. Nu cred că am auzit, cred că nu l-am prins. E vorba de un concurs pentru perechi, deci pentru oameni care au o felație serioasă sau sunt căsătoriți. Dumneavoastră, unde v-ați încadrat? Aveți o felație serioasă? Sunteți căsătorit? Da, eu sunt căsătorit. Deci aveți o felație serioasă? Da. Cu cine? Cum cu cine? Cu nevastă mea, cu Nicoleta. Nicoleta o cheamă, da? Da. Concursul ăsta este dotat cu un premiu substanțial, zic eu. E vorba despre 2000 de euro. Aha. Trebuie să-mi răspundeți la niște întrebări. Sigur că da, vă stau la dispoziție. Pentru că întrebările sunt un pic mai indiscrete, așa. Da, domnule. Mi-ați putea spune unde se află în clipa asta soția dumneavoastră? E în studio la dumneavoastră la Radio 21? E la dumneavoastră în studio la radio? Nu este la Radio 21 în niciun caz. M-ați sunat să îmi faceți mie o farsă sau aia cu testul de fidelitate? Nu, domnul Marcu. Da. Eu vă întreb foarte serios acum, dacă aveți idee unde se află soția noastră în clipa asta? Păi, cred că e acasă, că ea lucrează până la 4 și cred că a ajuns acasă de acum. Haideți să trecem la întrebarea numărul 2. Sigur. Când ați făcut ultima oară sex? Cu cine? Cu nevastă mea? Domnul Marcu, dacă faceți mișto pe cuvântul meu, eu întrerup discuția aici. Vorbesc la modul cât se poate de serios. Domnule, dar și eu vorbesc la fel de serios. Adică chiar, dacă e vorba de un concurs, chiar aproape la persoana care trebuie. Bun, dar mi-ați spus înainte că sunteți căsătorit, de aia. Păi, da, și ce-i cu asta? Adică n-am înțeles unde vreți să ajungi. Păi nu, că m-ați întrebat dacă cu nevasta dumneavoastră. Dar na, știți dumneavoastră cum e. Adică nu trebuie să fii sau să fim legați așa de... Hai să fim serioși, adică știți dumneavoastră cum e. Cum? Știți dumneavoastră cum e. Noi bărbații ăștia căsătoriți suntem condamnați pe viață. Hai să fim serioși, domn. Bun, și soția noastră știe? Păi de unde să știi ce eu sunt prost să-i spun? Atunci am răspundit și mie la întrebarea cu sexul? Păi sigur, dar care era întrebarea? Când ați făcut ultima dată sex? Aseară. Domnul Marcu, vreau să vă atenționez că soția noastră în clipa asta nu vă aude, dar o să vă audă. O să vă asculte la radio. Așa, da, am înțeles. Deci nu vă deranjează? Doamne, nu mă deranjează, că acum nevastă mea mă cunoaște, că nu le spun chiar pe toate alea și eu sunt mai glumeț, așa. Și chiar, na, o să mă descurc eu. Da. Deci dacă vreți să tai ceva din discuția noastră, spuneți-mi în clipa asta. Nu, cred că până acum ești în regulă, nu e nicio problemă. Deci nu s-ar supăra soția noastră când ar auzi... Nu, domnule, că mă cunoaște, adică eu sunt un tip glumeț așa de viață, cum se zice. A, ați glumit? Băi, nu am glumit, eu am răspuns foarte serios și chiar vă răspund la întrebări serios. Adică mă interesează premiul dumneavoastră. Deci chiar nu e niciun fel de problemă. După discuția asta, deci după ce eu o să închei discuția cu dumneavoastră, o să am o discuție cu soția, ca să confrunt răspunsurile ei cu ale dumneavoastră. Și dacă la fel v-am spus, e vorba de acel premiu de 2000 de euro. Da, domnule, sigur. Bun, revin la obsedanta mea întrebare. Când ați făcut sex ultima dată? Aseară. Aseară, domnule, am făcut dragoste cu soția mea Nicoleta, care pe această cale... Dacă o să ascult, vreau să-i transmit că țin la ea foarte mult și este singura persoană din lume care mă interesează cu adevărat. Și vreau să-i spun și că o iubesc foarte mult. Placioră. Bine, acum chiar e foarte greu cu întrebarea asta, dar pot să vă spun sigur că cred că a fost după ora 22. Cât a durat contactul sexual? Aoleu, dar i-a rămas. E o întrebare grea. Da, este într-adevăr, aveți dreptate. Nu mai știu exact acum. Nu, dar la modul sincer, v-am spus că... Da. Eu știu, eu vreau un sfert de oră, cer. Da, cred că un sfert de oră, nu joacă mai mult. Sunteți un bărbat adevărat. Da, mulțumesc. Mă rog, au fost niște conjuncturi da. Mai favorabile, ca să zic așa. A, nu tot timpul e la fel.
În mare parte, poate și mai mult, poate și mai puțin, dar... Felicitări, eu vă felicit și chiar sunteți un om foarte sincer, pentru că se vede că într-adevăr vreți să câștigați premiul ăsta de 2000 de euro, pentru că nimeni n-ar fi recunoscut așa ceva pe gratis. Da, domnule, așa sunt eu, mai direct, mai din topor, cum se zice, le spun așa, pe față. Ultima întrebare. Vă rog. Îmi puteți spune unde ați făcut sex aseară? Eram sigur că o să mă întrebați și asta, da, vă spun. În baie, sub duș. Cum s-a întâmplat? Ei, parcă dumneavoastră nu știți cum s-a întâmplat, că de asta a durat mai mult. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Marcu, și acum avem nevoie de număr de telefon al soției dumneavoastră, dacă mi-l puteți oferi. Da. 0. Da. 721. Da. Ok, mulțumesc foarte mult, domnul Marcu. Pentru puțin, dar mai am o întrebare. Rezultatul când îl pot afla, domnul? Păi eu o să sun pe soția dumneavoastră imediat. Așa. Și după aceea, dacă e ceva, o să vă anunțe ea. Doamna Nicoleta? Da. Daniel Buzdugan de la Radio 21 vă deranjează. Am numărul de telefon de la soțul dumneavoastră, domnul Nelu. Nelu? Sunteți sigur că nu este o farsă? Adică totuși Daniel Buzdugan sigur este o farsă de-a unui prieten de-al meu. Nu, nu, numărul de telefon îl am de la soțul dumneavoastră. Dar cu ce ocazie? Cu ocazie numai bună de a câștiga un premiu. Eu am discutat cu soțul dumneavoastră vreo 15 minute la telefon, pe marginea unui concurs pentru cupluri cu felații serioase. Concursul se adresează persoanelor cu felații serioase, căsătorite, și se bazează pe răspunsurile dumneavoastră sincere la niște întrebări pe care i le-am adresat mai devreme soțului dumneavoastră. Și dacă răspunsurile coincid, puteți câștiga un premiu de 2000 de euro. Da, sună interesant, dar nu cred că soțul meu a vorbit cu dumneavoastră despre aceste lucruri. Sunt 2000 de euro în joc și ar fi păcat să îi ratați, pentru că sunt niște întrebări mai directe, dar sunt întrebări foarte ușoare. Suma este interesantă, dar știu, sunt o femeie măritată, nu cred că m-aș preta la așa ceva. Doamna, este vorba despre felația dumneavoastră de cuplu, atât și nimic mai mult. Da, să zicem. Vă rog, spuneți. Bun, deci sunteți pregătită? Da. Pot să vă adresez prima întrebare, da? Să vedem. Îmi cer scuze că vorbesc cu o doamnă și poate nu se cade, dar având în vedere miza premiului, o să o fac. Când ați făcut ultima oară sex? Aseară. Aseară, da? Da. Să înțeleg că nu răspunde, nu coincide răspunsul meu? Nu, urma a doua întrebare. Deci până acum să înțeleg că am răspuns corect, soțul meu a spus la fel. Da, a spus la fel și soțul noastră. Așa. Pentru că ați fost împreună, nu? N-ați fost... da, suntem împreună de ceva timp. Bun, pe la ce oră s-a întâmplat? Stați puțin să mă gândesc. Cred că în jur de 10 jumătate. Cam așa. Excelent, doamnă, excelent. Bun. Până aici coincide. Sunteți aproape de marele premiu. Puteți spune cât a durat partida? De obicei nu prea cronometrez. Adică, nu știu. Haide să zic 10 minute. Excelent. Nu pot să cred și nu cronometrez de obicei. Sunteți la o întrebare distanță de cei 2000 de euro, stimată doamnă. Sunteți gata pentru următoarea întrebare? Da, ce să mai zic de acum, dacă am ajuns la ultima. Sinceritate maximă, unde ați făcut sex? Unde? Trebuie să-mi răspundeți foarte sincer. Soțul meu a răspuns la această întrebare. Adică... Doamnă, dacă nu răspundea la această întrebare, nu mai adresam întrebarea aceasta. Deci, vă rog frumos, mai aveți încă 10 secunde în care puteți pierde sau câștiga cei 2000 de euro. Deci... Dar ce am de pierdut? Da. Unde ați făcut sex? În gură. Unde? În gură. Se potrivește sau nu? Că deja m-am făcut de toată, nu mai zic ce. V-ați descurcat minunat. Felicitări pentru sinceritate. Deci am câștigat? Dumneavoastră ce credeți? Că da! Adică eu am fost sincer acum... Și mi-a spus că și soțul meu a fost sincer.
Doamnă, îmi pare rău să vă zic, dar n-ați câștigat, pentru că soțul... Deci, soțul... acesta este adevărul. Deci soțul... Înseamnă că soțul meu nu a fost sincer. Deci soțul noastră a spus alt, a dat alt răspuns. Înseamnă că a fost laș și nu v-a răspuns, nu v-a spus adevărul. Doamna... Așa sunt bărbații, ce să vă spun, nu recunosc. Vă rog să-mi spuneți și mie, de marea mea curiozitate, ce a putut să spună Nelu? Păi a spus că la baie. Ați câștigat admirația noastră, eu vă aplaud în clipa asta. Deci până la urmă a fost o glumă bună și chiar mi-a făcut plăcere. La urma urmei, tot soțul meu și-o ia rău. Bună ziua! Cu domnul Ignat Mihai, vă rog. Eu sunt. Vă salut cu respect, să trăiți. De la starea civilă vă deranjez. Spune. V-ați depus actele la noi pentru căsătorie pe 10 iulie. Nu, musai. Problema știți care e acum? Că lipsește de la dosarul dumneavoastră sentința de divorț a soției. Și nu vrem să avem cazul de bigamie. Soția dumneavoastră a divorțat. Dar există această problemă că noi avem nevoie anexat la dosar sentința de divorț. Domnul Teodorescu. No, ce sentință, domnul meu? Ce sentință? Domne ferește, Mirela căsătorită? Domne ferește, ce sentință? Păi sentința de divorț a soției dumneavoastră. Care sentință? Păi ea mai fost căsătorită și... Domnul Teodorescu, nu se poate. Ce sentință, domnul meu? Domne ferește, nu se poate. Glumiți, Mariane, tu ești. Mai omule, ce sentință? Nu vorbim de domne ferește. Nu sunteți domnul Mihai Ignat? De cât timp sunteți împreună? Nu, de 3 luni. De 3 luni. Domnul meu, ascultă la mine aici. Și am 3 luni de zile... Eu pe data de 10... Mă faceți să-mi sar din pepen, ce, nu există căsătoria anterioară. În 3 luni de când sunteți împreună, ea nu v-a spus că a mai fost căsătorită? Am fost în casă la ea, m-am întâlnit cu mama ei, tatăl ei, fratele ei, mi s-a părut ceva dubios, dar nu există așa ceva. Dar poate că din rușine sau din cine știe ce problemă o fi avut. Domnul meu. Viitoarea dumneavoastră soție a mai fost căsătorită nu... și eu am nevoie de sentința de divorț. Pe data de 10... Dumneavoastră aveți acte în sensul ăsta? Bineînțeles că avem acte, păi noi pe baza actelor. Dacă dumneavoastră nu aduceți la dosar sentința de divorț a soției dumneavoastră, se consideră act de bigamie și căsătoria nu se poate face. Doamne ferește, domnul meu, am plătit sală, am plătit ceteraș, am plătit palincă, am plătit... Doamne ferește, unde mă pun? Cu cine a fost maritat? Virgil Osiac îl cheamă. Da. Este din Craiova. Sentința s-a pronunțat acum 2 ani la judecătoria Dolj. A fost pronunțată această sentință? Dar de ce nu mi-a spus? Am fost în casă la ei. M-am uitat în ochii la mama ei, la tata ei, la fratele ei, cam da. Eu îi mănânc pe toți, unul cu unul, împlăcitat, toamne ferește. Nu se poate așa ceva. Domnul meu, nu există. Mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Dumneavoastră aveți dovezi? Păi sigur că da, veniți aici. Vă stau la dispoziție. Îmi stau ei la dispoziție. Dacă văd actul de mâine, îmi stau la dispoziție. Îmi scot banii pe ceteraș, îmi scot... Îi mănânc cu fulgi cu tot. Nu, eu nu pot să-mi revin, domnul Teodorescu, eu nu pot să-mi revin. De ce? Își bat joc de mine? Dar ce? Eu iau orice prostitută, orice... Doamne ferește, ce, își vând marfa ieftină, găsesc orice prost? Doamne ferește, dacă dumitale îmi arăți act oficial cu chestia asta, eu termin. Eu termin cu toată familia asta, nu discutăm. Deci mai faceți pe data de 10 iulie cununia civil? Să văd dacă, într-adevăr, femeia a mai fost măritată, nu treci nimic. Dacă a mai fost măritată, mănânc fulgi toată familia ei. Da, ați fost în casa lor, i-ați cunoscut familia? Am fost în casa lor, m-am întreținut cu tată, am băut pălincă, am băut horincă, am pus citiraș, m-am uitat în ochii lui. Tată încredere, dacă
toată treaba asta e adevărată, eu sunt, nu, sunt în stare de orice. Îi toc de nu să văd. Cum? Îi toc de nu să văd. Nu, domnul, m-a auzit, domnul Ceaudorescu, mi-am ieșit din minți. Cum? Cum să vezi să întâmple mie treaba asta? Îi toc de nu să văd. Dar ce? Cine sunt eu? Șogă, sunt prostul cu mine să-și vândă prostii toată la târgul de vite. N-am înțeles, mai repetați o dată că n-am auzit. Ce șogă, sunt prostul cu mine să-și vândă prostii toată la târgul de vite. Dar ce, ai prostituată sau cum? Bă, nu știu dacă mă s-a spus că tată încă o dată. Doamnul meu, mâine dimineață vin la Madale și te rezolvăm tot. O mai luați sau nu mai luați? Asta mă interesează pe mine. Nu mai iau nimic, nu mai toată familia, nu discut, beau eu toată pălinca, frinca, merg eu cu cetera și de necaz. Gați! Cum? M-a scuzat, am înjurat. Am înjurat, mă scuzați. Stați liniștit, calmați-vă, pentru că totul a fost o înscenare, o farsă. Marian, ăsta e Marian! Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. Tu le-ai domne! Da, spuneți! Îl mănânc pe Marian. Cine mi-a făcut farsa? Marian! Tu le-ai domne! Auziți, domnul... Vă deranjează că o să vă ascultați pe radio, că vă difuzez materialul? Nu, sunt cel mai bucuros că pot să-mi iau muiere, să merg încă, deci n-am mai fost căsătorită. N-am mai fost. Da, tu, lui domnule, sunt cel mai fericit. Deci n-am mai fost căsătorită. Niciodată, e prima Niciodată. Dată. Niciodată, ăsta e răspunsul care trebuie mie. Toată treaba e bună, domnul, cum a spus? Teodorescu, Buzdugan. Vă invit la nuntă să veniți negreșit. Alo? Alo? Livia la telefon? Da, cine sunteți? Cum cine sunt? Sunt mama lui Dragoș. Dar ce s-a întâmplat de mă sunați? Ce... Am înțeles că sunteți împreună. Este fiul meu și am prezit că ieșiți împreună. Da, vorbesc cu cineva. Care e problema dumneavoastră? Nu înțeleg de ce mă sunați. Păi cum? Sunt mama lui, n-am dreptul să te sun? Dar ce spune, doamnă, de ce mă sunați totuși? Că, doamnă, dar de ce te faci? Nu înțeleg. De ce te faci așa? Puteți să vorbiți mai încet, dar nu sunt fica dumneavoastră sau cine știe cine. Nu știu o vecină sau... Puteți să vorbiți mai cald. Ești nesimțită pe deasupra. Da, doamnă, nici să nu mai cipați atât la telefon. Știu că ieșiți împreună, ești cu fiul meu de câteva luni. Așa este sau nu? Da, doamnă, 3 luni de zile, dar ce vă interesează? Puteți să nu întrebați pe el. Da, și, dar nu înțeleg de ce atâta... Vâlvă, că este fiul dumneavoastră cu cineva. Tu știi, dragă, că el urmează să căsătorească? Cum? Știi că Dragoș urmează să se însoare? Cu cine? Cum cu cine? E imposibil, doamnă, nu se poate, nu concep. Cum? Doamnă, sunteți sigură? Măi, fată, deci este copilul meu, deci dacă tu nu ești sigură pe tine, cel puțin eu sunt sigură pe familia mea, da? Doamnă, dar eu habar n-am avut de asta, dacă nu spunea dumneavoastră, dar poate nu e adevărat totuși. Doamnă, dar de 3 luni de zile vine la mine, doarme aici, stăm împreună și nu mi-a spus nimic de asta. Cum puteți spune așa ceva? Nu cred asta, deci el nu mi-a spus nimic. El înainte de a se căsători, probabil, ca orice bărbat, încearcă să mai aibă niște aventuri. Deci el nu mi-a spus nimic până acum, s-a purtat normal și vorba e de 3 luni, nu e o săptămână sau două. Doamne, nu-i posibil așa ceva, că n-am vrut, nu știam, țin atât de mult la el și nu sunt una de aia care vorba aia se duce cu tot și vagaboandă-o panaramă. Eu am țin atât de mult la el, e imposibil, de ce a putut bate jos de mine halul ăsta? Doamnă, vă rog să mă credeți, n-am avut intenția să fac nimic rău. Mi-ați dat o veste. De astăzi înainte, tu îl lași în pace pe Dragoș, da? Ne-am înțeles? Doamnă, n-am avut de unde să știu, trebuie să mă crede. N-aș ști nimic, dar înainte vreau să vorbesc cu el totuși. Dar voi cum v-ați cunoscut? Doamnă, noi ne-am cunoscut pe internet. Deci, cum? Pe internet ne-am cunoscut, am vorbit pe internet și după aia ne-am văzut și asta. Pe calculator? Da, pe calculator. Aoleu! Păi de asta el stăte noaptea pe calculator, de nu mai putem scoate din cameră. Voi când vorbeați la internetul teala? Păi mai mult noapte, că ziua nu avea nici eu timp și stăteam câte o noapte întreagă de vorbă și asta. Și după aceea ne-am văzut și nu mi-a spus nimic până acum. Ce nenorocire pentru mine.
doamnă, vă rog să mă credeți, eu m-am implicat în relația asta, eu țin la el și sunt o fată care, sunt o fată bună, nu sunt o vagaboană care să profite de oameni și să, n-am știut nimic din toate astea, vă imaginați, țin atât de mult, nu știu ce să mă fac. Păi cum ți se fac? Trebuie să te obișnuiești cu gândul că el va fi bărbat însurat și nu cred că ție ți-ar conveni ca să fii a, nu știu câtea roată la căruță. Măi, deci tu trebuie să înțelegi că dragoste se căsătorește și trebuie să-l lași în pace și cu asta basta. Da, doamnă, da, vă dați seama că după toate astea nu mai pot să fiu cu el, nu mai putem fi împreună. Mă simt trădată, mă simt distrusă, mă simt ca o cârpă, dar vă imaginați cum mă simt eu, deci eu o să-l las, nici nu vreau să mai aud de el, dar mă simt foarte rău acum. Doamnă, vă dați seama, în viața mea nimeni nu și-a bătut joc de mine până acum și mă simt așa, mă simt folosită, mă simt ca ultima cârpă. Ce nu și-a făcut? Nu și-a bătut joc de mine nimeni până acum în halul ăsta. Spune tu mie sincer, Livia, că sunt femeie și te înțeleg. Te rog frumos, mărturisește-mi sincer dacă el și-a făcut nevoile cu tine. Cum adică? Cum adică, doamnă, adică? Dacă a făcut dragoste cu tine, măi. Da, doamnă, v-am spus, da. Da, doamnă, era și normal, pe de 3 luni eram împreună, nu v-am spus că ne iubeam. Normal că v-am făcut dragoste. Tu ești însărcinată cumva ca să nu avem probleme. Nu, dar ce mai asta mai lipsea acum. Nu, așa ceva este din discuție. Măi, deci toate lucrușoarele care le are la tine să mi le aduci mie, deci te rog frumos. Da, doamnă, da, bineînțeles că o să-i dau lucruri, dar vreau să vină el, să stăm față-înfață, să vreau să vorbesc cu el, vreau să-mi spună în față cum a putut să mă mintă 3 luni de zile, fără că eu să-mi dau seama. Bineînțeles, îmi plac capul cu toate prostiile, toate minciunile, că abia acum dau seama cât de oarbă am fost. Să-i aduci, am înțeles că pijamalele le are la tine și ursulețul ăla mare din Ploști, te rog frumos să mi-l aduci acasă, da? Da, mă, dar ursulețul ăla e cadou meu, nu înțeleg de ce vă legați de ursuleț. Cum? L-am primit de la el și e cadoul meu. Ursulețul ăla tu știi de la cine? Nu, de la el, pentru mine, normal. Ursulețul ăla este cadou de la viitoarea lui soție. El mi-l lua din casă și l-o șterpelit și l-o da ție. Cum da, poate să... Cum a putut să facă lucrul ăsta? Cum a putut să ia cadoul de la ea și să mi-l dea mie? Doamnă, o să vi le aduc, o să... Vă dați seama în ce situație mă simt acum? Vă dați seama în ce situație sunt acum? Sunt... Am amestit de că nu mai pot. O să vă aduc lucrurile, o să vi le dau. Livia, da? E adevărat că astăzi este ziua ta? Da, doamnă, și vedeți ce mi se întâmplă. Tocmai azi e ziua mea. Am primit vestea asta. Dar e ziua ta astăzi? Da, doamne, e ziua mea astăzi. Livia! Da. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. A fost o farsă. Asta gata. Tremur și acum, nu mi-a revenit încă din șoc. În legătură cu anunțul din ziare, doriți să închiriați o cameră? Vreau să știu prețul. Eu sunt studentă și m-ar interesa o cameră. Sunteți în București? Sunt din Buzău și m-ar interesa prețul la garsonieră. Bănuiesc că e garsonieră, nu? Sau e apartament cu o cameră? Ce este vorba despre un apartament cu 4 camere în zona Unirii? Eu aș fi vrut cu o cameră. Dumneavoastră vreți să închiriați o cameră? Sau le aveți pe toate în chirie? Eu am citit acolo că sunteți tânără și doriți căutați să închiriați ceva și da. Eu chiar intenționez să-mi iau pe cineva lângă mine pentru că... Nu mai stă nimeni în apartament? Stați numai dumneavoastră? Eu sunt singur, știți romanul acela, singur pe lume de Hector Malou. Da. Sunt în această postură și nu am pe nimeni și am zis că... Dar câți ani aveți dumneavoastră? 78 de ani am. Și vreți să vă luați pe cineva? Sunteți bolnav? Sunt așa un pic. Am zis că am și eu nevoie de cineva, un suflet cald care să mă îngrijească și să fie alături de mine. Asta e toată problema. Chiar mi-aș dori așa, dacă dumneavoastră ați fi dispusă să veniți, să stați la mine, să stați cu mine. Eu n-am pretenția, v-am spus, am 4 camere, este zona Unirii, zonă foarte frumoasă în București. Da, știu. Nu am probleme, adică eu pot să vă ajut pe dumneavoastră fără să-mi dați niciun ban. Cum, fără niciun ban? Da. Dumneavoastră cu ce vă ocupați? Sunt studentă la AS. Studentă la? AS. Facultate? Da. Nu, și dar da. Nu este formație de asta, că știu că Asia... Nu, Asia e formația. Facultatea se numește AS. Cum se cheamă formația? Asia.
Nu, este formație de fotbal. Pe vremea mea juca Asia, Târgu Mureș sau... Și ar trebui să vă ajut cu ceva dacă nu vreți să-mi luați niciun ban pentru chirie. Cred că trebuie să fac ceva în schimb, nu? Să vă ajut dacă sunteți bolnav sau mâncare, ceva. Oricum, eu sunt foarte curată, o să... N-am pe nimeni, v-am spus, deci singurii mei copii sunt două pisici. Aha, îmi plac pisicile, nu e nicio problemă, îmi plac pisicile. Să aveți grijă de pisici și de stăpân. Da, da, de stăpân în ce mod? V-am spus că aș avea nevoie de un suflet cald lângă mine, sunt foarte singur și nimeni nu mai mă calcă pragul și... Sunt așa într-o situație, singurătate este și bătrânețe, haine grele, cum se spune. Sunt de acord dacă aveți nevoie de... Nici nu pot să mă bărbieresc, că tremură mâna și tot mă tai pe față. Sunt... O să vă ajut, o să vă ajut eu. Dacă n-aș putea să vin să văd apartamentul, aș vrea să vin cu o prietenă de-a mea, dacă se poate, dacă nu vă deranjează. Nu am prieten. Sunteți singurică? Da, da, momentan sunt singurică. Eu mai am și o prietenă, eventual dacă nu mă descurc eu singură, o să schimb și pe ea și o să vă ajute. Și atunci da. O să reușim noi cumva. Eu nu știu cât o-i mai trăi. Și... Să știți că eu mă angajez în treaba asta și pot să am grijă de dumneavoastră, numai că dacă ați spus că nu aveți pe nimeni nici copii și nu că aș avea pretenții, dar... Poate m-a ajutat și dumneavoastră cu ceva, mai ales că sunt studentă și nu am unde să stau și mă gândesc că m-a ajutat și pe mine și mă ajut și eu, înțelegeți? Vreau ca să găsesc pe cineva, că eu nici n-am cui să las moștenire. Păi dacă o să aveți încredere în mine și eu o să mă port frumos cu dumneavoastră, poate îmi lăsați mie apartamentul. Eu nu prea am bani, părinții mei n-au cum să mă întrețină, eu trebuie să-mi găsesc și un serviciu pe lângă facultate și atunci... Și ce să fac eu? Să-mi lăsați mie apartamentul, dacă eu am să mă port frumos cu dumneavoastră și dumneavoastră să căpătați încredere în mine și lucrurile să meargă bine, mă gândesc că poate îmi lăsați mie apartamentul, că părinții nu au posibilități să mă țină, stau foarte greu. Da. La noi în familie, abia ne descurcăm. Ce să vă spun nu acum? Nu pot să fiu afectuoasă cu dumneavoastră și să vă ofer un sprijin așa la bătrânețe și să... Eu vă înțeleg că e altceva când mai există cineva în casă și mai ales că nu aveți pe nimeni. Poate. Dar numai că dacă fac și mă angajez în treaba asta, să știu sigur că m-a ajutat și îmi lăsați apartamentul, că n-aș vrea să trezească după ce muriți, Doamne ferește, dumneavoastră, să... Că apare vreun moștenitor și o să lipsești la facultate, o să vă dați seama că nu pot să risc ca după vreun timp să apară vreun moștenitor. Să știu clar dacă îmi faceți acte pe apartament. Cum să spun, am spus că mi-au o fată, pentru că este altceva. Chiar dacă sunt bătrân, atracția feminină tot există. Da. Nu o să vă abuzez sexual, că la vârsta mea nici... Da, și atunci... Adică vreți ceva în schimb la... Dorința mea ar fi, știți, să mor fericit, știți? N-am mai văzut femeie, deci n-am mai văzut de foarte mulți ani. Și vreți să mă dezbrac? Vreți să mă dezbrac? Stați un pic, că deja îmi bate inima și... Stați ușor, să nu cumva, Doamne, fără și faceți infarct, nici l-am făcut actele pe apartament. Nu vă abuzez sexual, da. Dar mi-a plăcea tare mult. Cu acordul dumneavoastră, atunci când faceți baie, să mă lăsați să intru să mă uit măcar, adică să, nu știu, să poate să facem, dacă vreți, deci nu este absolut, deci eu sunt dorința de-a mea, de a vedea, poate pentru ultimele dăți în viața mea, o femeie goală. Atunci când faceți baie, să-mi dați să-mi e voie, eu știu, să mă uit, poate să pun mâna, să ating și eu așa ușor. Cum adică să atingeți? Să vă pup așa, să vă... Ultimele mele dorințe, adică ca bărbat așa aș dori și eu. Asta nu-i nimic, adică, da, nu, se poate. Cu acolo dumneavoastră să vă ating și să vă pup așa cât o-i putea și eu. Da, 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 dacă nu facem altceva, asta e, nu-i nimic, adică aș putea, dacă nu facem nimic. Dar vreți să mă pupați și jos? Cum? Vreți să mă pupați și jos? Adică asta include și asta? Jos pe parchet sau nu? Mă vedeam, nu. Da, ne descurcăm atunci. Și când aș putea să vin să văd camera și apartamentul și să ne cunoaștem? Ce ați spus? Cum adică dacă jos?
Nu, adică, ei, lăsați că vă arăt eu când o să ne întâlnim. Când pot să trec? Când puteți dumneavoastră, nu este absolut nicio problemă, numai să mă anunțați. Păi atunci eu vă sun în momentul în care ajung în București. Să-mi dați adresa exactă. Eventual poate ieșiți dumneavoastră în stradă și mă așteptați undeva să stabilim un loc unde să ne întâlnim. Cum ați spus că vă numiți dumneavoastră? Mă numesc că... Daniel Bustugan de la Radio 21 și a fost o farsă. Da, mi-ați făcut-o. Mă gândeam că am pus și eu mâna pe un apartament. Cum? Mă gândeam că am pus și eu mâna pe un apartament și pe un moș care nu mai o duce mult și îmi găseam și o casă. Să stau în București că sunt chiriile foarte mari. V-ați bătut joc de mine, o să mă aud o țară întreagă că am vorbit prostiile astea la telefon. Dacă ar fi fost adevărat, v-ați fi înjosit în halul ăsta? Nu, absolut deloc, glumeam. Doamnelor și domnilor, sunt doctor Petru Groza de la Centrul pentru Prelevarea Gripelor de Primăvară. Pentru aceasta vă recomand poluția nocturnă sau diurnă. Vă aștept la cabinet. La Centrul de Prevarare a Gripei. Da. Puteți nota o notă telefonică, vă rog? Da, un pic, spuneți. Către Școala de Muzică Roman. Da. Mihăiescu, sunt Mihăiescu. Da. De la Centrul de Prelevare a Gripei din Iași. Da. Domnul director sau doamna directoare, nu știu ce aveți. Domnul director. Domnul director trebuie să solicite către noi. Da. O cerere de niște soluție pentru a preveni gripa. Avem noi o soluție specială, nu se plătește nimic, doar cererea asta o adresează către Centrul de Prelevare a Gripei. Da, da, adresa? Adresa, deci Iași. Da. Strada Gării 22. 22. Să solicite poluție nocturnă. Poluție nocturnă. Da, da. Și se administrează câte o linguriță la copii, câte o linguriță înainte de culcare. Da, da, da. Atât. Deci Centrul de Prelevare a Gripei. Da. Strada Gării 22. Așa, o soluție, deci poluție nocturnă. Poluție nocturnă. O linguriță la seara la culcare, da? Așa, da. Deci noi o facem cererea asta și vă trimitem cât mai la Iași, da. Da. Mulțumesc, să rămân. Bun, mulțumesc și eu. Da. Școala Generală 11? Da. Sărut mâna. Bună ziua. De la Iași vă sun, de la Centrul de Prelevare a Gripei. Da, de la Iași? Da. Vai, vai. Vă rog, spune. Mistreanu sunt. Mistreanu. De la Centrul de Prelevare a Gripei, am înțeles. Da. Ce aveți, domn director sau doamnă directoare? Eu sunt sunt femeie. A, de doamna directoare? Da, da. Așa. Dar cum vă numiți? Matkovski. Dar nu avem copii bolnavi. Pentru a preveni treaba asta. A, uitați și sanepidul nostru a întreprins niște măsuri. Da, noi vrem să facem o acțiune la nivel de județul. Niște medicamente vă putem trimite. Da. Medicamentul este de fapt o soluție, așa? Da. Poluție nocturnă. Poluție nocturnă. Se ia o linguriță înainte de culcare. O linguriță. Înainte de culcare. Dar spuneți, dacă eu fac cerere, cum îmi parvine? Niște oameni de-ai noștri din teritoriu, care sunt și pe județul Neamț, avem și... Este de prevenție sau de... De prevenție, da? Da, da, da. Să știți că nu avem cazuri. Nu, dar e mai bine să previi decât să combați. Ah, da, au mai făcut vaccin. Da. Uitați, Centrul de Prelevare a Gripei. Da. Așa. O soluție care se numește poluție nocturnă. Da. Așa, o linguriță înainte de culcare. Dacă domnul Mistreanu, ce scriu? Centrul de Prelevare a Gripei și Iași. Scriu pentru dumneavoastră. Șef de laborator. Șef laborator Mistreanu. Da. Farsa zilei cu Daniel Buzdugan la Radio 21. Alo? Da. Mamzeli Irina? Nu, Irina Oancea. Mamzeli Irina? Nu, Irina Oancea, nu. Sunt pictorul Teodor Paladi și am numărul de telefon al dumneavoastră de la agenția de modeling unde sunteți manechin.
și ce doriți? Je sunt pictor francez de la, sunt atașa cultural la Centrul Cultural Francez din Iași, pictor specialist în nuduri. Dumneavoastră fiind o fată foarte frumoasă, vreau să mi pozați goală pentru un nud, o capodoperă care va fi expusă la Paris. Nu știu, știți, nu știu ce să vă spun, că eu am acum un contract cu cineva și... A, oui? Nu știu cum să fac, nu știu, dar când o să fie, ca să văd dacă se intercalează. Dar de unde mă cunoașteți pe mine? M-ați văzut poze, m-ați văzut vreodată, ne-am întâlnit, că eu nu vă cunosc. Văzut la o prezentare de modă și mi-a plăcut foarte mult de dumneavoastră. Moi, je veux picter pe dumneavoastră, oui? Nude, pour que vous êtes très jolie et très enchantée. Da. Parlez-vous français? Nu parlez-vous, îmi pare rău. Comment? Nu parlez-vous français, îmi pare rău. Eu am fost încântat de frumusețea dumneavoastră, pentru că sunteți foarte naturală. Și v-a plăcut așa de mult de mine încât vreți să mă pictați? Aveți niște sâni foarte frumoși. Este cu silicon? Nu sunt cu silicon. Dar dumneavoastră locuiți în România, de unde sunteți? Je suis attaché culturel et la Centrul Cultural Francez din Iași. Je suis de lângă Paris, o localitate pitorească qui s'appelle Comuna din Paris, județul Paris. Da, eu zic să ne întâlnim ca să ne cunoaștem mai întâi. La mare ați fost? La mare, da. La plajă, ați stat acolo disparacat la plajă? Da. Topless? Topless. Dezabie și tanga, le bikini? Da, da, așa, topless, numai bikini. Nu mă bikini așa, topless, da. Care era diferența? Tabloul pe care je veux picter avec dumneavoastră va fi o capodoperă, va valora 60.000 de euro. 6.000 vor fi ai tăi. Mă bucur foarte mult pentru propunerea dumneavoastră, dar trebuie să vorbiți cu cei de la agenție, nu știu... Vorbit cu cei de la agenție și de acolo am numărul de telefon. Nu am primit nicio asemenea propunere tentantă niciodată și niciodată nu am primit o asemenea propunere și... Sunt mulți bani, nu știu, sunt puțin speriată, nu știu cum să fac, nu știu ce decizie să iau. Dar mai spuneți-mă dată cum va fi tablou și cum se va numi el. Este un tablou abstract, dumneavoastră întinsă pe un calorifer. Tablou se va numi în franceză, nu, în român, se va numi Rufă la uscat. Cum adică Rufă la uscat? V-am spus că este un tablou abstract și dumneavoastră veți fi întinsă pe un calorifer dezbrăcată. Dumneavoastră goală acolo pe calorifer. Dar sunteți pudică să apareți goală? Nu, v-am spus că am mai apărut goală la alte prezentări, dar sunt puțin derutată. Ați apărut goală la alte prezentări? Nu, bikini la alte prezentări, da. Eu sunt tentată, dar știți, în sufletul meu sunt tentată, dar nu știu, trebuie să ne întâlnim. O să fie aici în Iași făcută sau în altă parte? Va fi făcută în Franța. Tablou va fi pictată pe un calorifer pe coasta de Azuga, într-o vilă de 7 stele în Franța, în sudul Franței. Va trebui să facem deplasare acolo în Franța. Da, dar știți că nu am pașaport. Se rezolvă într-o zi. Nu este vorba de mine, place să... Merg în Franța să vizitez, n-am fost niciodată acolo. Oui, dar în principiu ați acceptat să pozați goală pentru o capodoperă? Da, în principiu da, da. Dar știți, n-aș vrea ca să știe mama și tata. Trebuie să veniți la mine acasă să vorbiți cu părinții și n-aș vrea să știe că pozez nud. Să le spuneți că merg la o prezentare de modă sau... Eu voi veni cu un contract în care părinții dumneavoastră vor vedea. Voi trece acolo prezentare de modă. Da, da. Nu ar fi de acord ca dumneavoastră să apăreți dezbrăcat? Nu cred. Nu m-ar lăsa. La mulți ani, din partea colegilor tale de la Liceul Negruții. Sunt Daniel Budugan de la Radio 21 și a fost o farsă. E în direct! Vai, nu mă se crea ce bot am putut să-mi pun. De prost am putut să fiu. Mulțumesc. În legătură cu anunțul dumneavoastră, cu vânzare de spermatozoizi pentru cupluri nefertile. Deci eu am o nepoată de-a mea care locuiește în Germania și ar dori, adică și-ar dori să facă copil, nu poate să facă copil pentru că soțul ei are probleme, este și puțin tel mai în vârstă, mi-a spus cineva, mi-a zis că este un donator de spermă. Dumneavoastră de unde sunteți? Sunt din Piatra Neamț. Vă pot ajuta în această problemă?
prețul ar ajunge în jur de 5 milioane, ar însemna să ne întâlnim undeva prin Piatra Neamț, doamnă. Poate să un drum din București până în Piatra Neamț. Și materialul genetic dumneavoastră cum mi-l dați? Doamnă, deci mi-l dau într-un recipient steril și dumneavoastră trebuie să îi asigurați condițiile pentru, na, până ajunge la fica dumneavoastră. O temperatură pozitivă. Ce temperatură să fie? Nu știu, că nu mă prind. Trebuie temperatura corpului, cam 25-30 de grade, cam așa. Și unde să-l țin eu la ăsta? O să-l țineți la dumneavoastră, eu știu, pe lângă corp undeva. O să-l țineți undeva pe lângă corpul dumneavoastră ca să asigurați temperatura respectivă. Adică să țin spermatozoizi lângă corpul meu, dar unde să-l țin, că nu știu, nu? Doamne, acum s-a lăsat frigul, deci ce să zic, v-am spus, deci în mare cam așa se procedează. Fica dumneavoastră este momentan în Germania acum? Da. Cum îl trimiteți materialul seminal în Germania? Sau vine în România? Cum face? Poate să vină în România. Dumneavoastră n-ați putea da o fugă la București? Nu, doamnă, că am programul foarte ocupat și n-am timp să mă deplasez. Lucrez într-un serviciu în care numai zona Moldovei călătoresc. Păi atunci dacă eu aș veni cu ea acolo? Doamnă, ar fi mai bine dacă ar veni și dumneavoastră. Deci ar putea să donez direct ei. Că după aia ar mai însemna să vă duceți la un cabinet undeva unde să poată face fertilizarea. Să-i dați ei punguța respectivă sau? Ori direct, ori să ejaculezi direct în vaginul ei. A, să faceți dragoste cu ea? Nu s-ar numi chiar dragoste. O fertilizare. Fac lucrul acesta, dar prea multe legături așa să țin cu fica dumneavoastră după aceea, deci... înțelegeți? Că după aia ar însemna ca tatăl natural al copilului sunt eu. Și ar implica alte răspunderi și alte situații de genul ăsta, înțelegeți? Și n-aș vrea să complice lucrurile. Ar fi tot felul de răspunderi după aceea. Na, adică, până la urmă, ajuți un om, dar îți faci probleme singur. Zic, ajut o persoană, dar îmi fac în același timp și o probleme în toată chestiunea asta. Adică răspunderi și... V-ați mai donat? Ați mai făcut așa? Da, am mai donat de vreo câteva ori. Direct sau...? Și direct, și în recipiente sterile. Dacă ar veni fetița la Piatra Neamț să face donarea directă, ce ar presupune asta? Ar presupune, să ejaculeze în vaginul dumnei. Bănuiesc, aveți acolo, vine acasă? Doamnă, mergi la un hotel undeva, deci nu e o problemă lucrul acesta. Dumneavoastră n-aveți un apartament, un loc undeva? Am, dar vă dați seama că n-aș putea să vin cu ea la mine acasă. Sunteți căsătorit? În curs de căsătorie. Și dumneavoastră nu o să aveți pretenții după aceea ca, eu știu, copilul să vină la dumneavoastră sau să... Nu, doamnă, nu mă interesează lucrurile astea. Să vă luați banul și atâta tot. Nu, până la urmă nu-i vorba neapărat de bani, că nu duc lipsă de bani. Pot ajuta o persoană în situația aceasta. Dumneavoastră, cum arătați? Cum... Doamne, ce să zic? Deci e statură normală, 1,75 m, 70 de kilograme, am terminat o facultate. Ce facultate ați terminat? În domeniul horticulturii. Horticultură. Asta cu strugurii, nu? Cu flori, cu viță de vie, cu pom fructifer, deci... Și dumneavoastră sunteți ca un pom fructifer, da. Și acum cu ce vă ocupați? Doamne, am niște afaceri, niște mă ocup cu vânzări, cu tot felul de comerț. Dar puteți să ne eliberați factură? Nu vă puneți probleme, îmi faceți probleme în genul ăsta, că eu am un buletin de analize, tot ce e nec. Și buletinul de analize este făcut și pentru HIV-SIDA? Îl am, dar e ceva perioadă de când e făcut. Dacă am merge noi la un cabinet de analize înainte de a face donarea? Da, nu știu în ce măsură mai am timp, că v-am spus, eu umblu toată ziua și... Am putea rezolva la dumneavoastră? Doamnă, la mine acasă n-aș putea, adică să cu cazarea. Mergem undeva la un hotel, la un motel undeva, stăm, discutăm. Sau chiar în mașină, că noi nu vă deranjăm, v-am spus. Da, doamnă, nu are nicio problemă nici pentru mine. Facem și prin notariat, cum când aveți pretenții la copil. Da, doamnă, dar până la urma urmei, deci rămâne că nu ne-am văzut, nu ne-am cunoscut. Și tot e ok, doar nu o să stai acum să caut pe fica dumneavoastră să... Și a fost o farsă de la Radio 21. Îmi pare bine. E ceva greu. Da, e o meserie
foarte complicat. Și pentru momentul de față e o problemă la unele familii această chestiune. Ai încercat să apelezi la o bancă de spermă? Nu, că nu mă ocup expres de așa ceva. Farsele lui Buzdugan, numai la Dimineața de Mentă. Da, eu sunt. Știi cu cine vorbești? A, domnul Miri, salut, ce faci? Luna de Miri, cum a fost? Foarte bine a fost luna de Miri. A, mă bucur. Mireasa, cum ai? E cu un ochi vânăt, Mireasa. De ce? Nu bănuiești așa de ce te-am sunat? Eu, dar de ce? Dacă îți mai amintești ceva din seara anunția. A fost foarte frumos în seara anunții, pentru mine. Știu că pentru tine a fost foarte mișto seara anunții, pentru mine a fost mai nasol. Unde ați dispărut voi două ori? Tu știi asta că eu am stat ca disperat acolo, că era să-mi plece lumea din sală? Că a plecat Mireasa cu o furat-o unul și l-o aduce după două ori înapoi? Am fost cu vărul tău. Da, l-am trimis vântul că a furat Mireasa și a venit el greu. Deci tu ai fost cu vărmiu până la un moment dat. Ai făcut vântul vărmiu, ai zis că du-te că anunță Mireasa că venim și noi din urmă. Și voi ați venit după două ori. Eu fost așa un pic de atel. Dar voi unde ați fost două ori? Păi am stat într-un bar. Jur-te. Dar de ce să mă jur dacă am stat într-un bar? Doar unde puteam să mă duc eu la ora? Să nu vin să-ți dau vreo două labi pisti bot. Pentru? N-am făcut nimic din câte știu eu. N-am făcut nimic ca omule, fiind serios, că doar suntem oameni maturi. Ce-am făcut? Cunosc de atâta timp, iau o studiu dinaintea ta. Nu a fost nimica. Poate vărul tău a zis ceva greșit. Băi, vărmi, știi ce spune, da? După aia, după vreo două săptămâni mi-a povestit care-i treaba. Ați plecat împreună de la nuntă cu mașina lui vărmiu. Bun, și în spate acolo am înțeles că vă sărutați în spate pe banchetă, că el se uita în oglinda de retrovizoare? Nu, e adevărat. Eu îți umflu botul pe cuvântul meu. Tu l-ai trimis pe vărmiu ca să se ducă la nuntă, să anunțe că s-a furat Mireasa. Vărmiu n-a plecat. Deci el v-a urmărit, s-a făcut că pleacă și s-a întors pe altă străduță, te-ai urcat într-un taxi și ai plecat undeva ai plecat. Nu mai e pe mine de fraier, da? Că îți umflu botul și pe tine și pe vii la nuntă acolo, nici nu pui niciun ban pe masă, te culci și cu nevastă-mea, da? Dar nu a fost vina mea. Noi ne știm din mult timp, ea o mai încercat, eu n-am vrut. Eu spar ție fața, să-mi bag picior dacă nu. Nu a fost vina mea, e vina ei, că ea tot mi-a zis să o fur eu în seara asta, ca și mai bine să o fur eu, că ne simt de atâta timp. Ea mi-a zis să o fur, că va fi bine să o fur pe ea în noaptea nunții. În mașină a încercat mai multe chestii și eu n-am vrut. Îmi recunoști mie în momentul ăsta și îmi spui care a fost treaba și n-am nimica eu, cu tine. Eu recunosc la chestia că nu a fost vina mea, ea a fost mai ea trăgea din mine. Eu n-am vrut, dar dacă ea a încercat, tot a încercat, s-a întâmplat în mașină, nu mă lăsa în pace, mă ocupa, băga mâna prin pantaloni. Cum? Mă ocupa, băga mâna prin pantaloni, nu puteam să scap de ea și l-am trimis pe vărul tău la nuntă. După aia am fost acasă la tine. Cum? Am fost acasă la tine. Ai avut treabă cu nevastă mea în casă la minima? Am fost la tine, ea tot o tras de mine, că a zis că ai acasă la tine, că vrea să-mi spun ea ceva important, că schimbar nu putem vorbi. Acasă la tine s-a dezbrăcat și am făcut baie împreună. Ați făcut baie împreună? Da. Doar atâta? Bine, nu doar atâta, dar nu, ca între oameni și noi. Am iubit-o. Cum? Am iubit-o. Și unde s-a întâmplat treaba asta? La tine în cameră. Hai să-mi bag picior. Băi, deci cum să faci tu în seara anunții, mă, la în patul meu, băi, îmi bat... Păi, fraide. Nu a fost vina mea, ea a încercat, i-am zis în seara asta, sunt tu timorit, faci chestiile astea și pe aia mă interesează. O tras de mine, m-a dezbrăcat. I-am zis că e o seară sfântă, dar ea a încercat și i-a zis că e ultima dată când facem și am zis că poate terminăm. Și eu nu prea am vrut, ea a încercat și până la urmă n-am mai rezistat. Eu zic că e bine acum când e ultima oară și am zis că hai, ultima oară e ca ultima oară. Tu vii cu mine la tribunal, dai mărturii ce s-a întâmplat, care-i treaba? Bine, dar o să fie numai asta, atât. În loc să... Mă ies pentru ce am făcut, dar nu a fost vina mea, că ea a început prima, știi cum suntem noi bărbați. Eu am să merg, dar numai să nu mă fugărești pe trăs, să mă ia la bătaie, să mă ia familia în pace. Tu ai auzit de farsele lui Buzdugan? Da, dar de ce trăiesc? Buzdugan, sunt de la Radio 21, a fost o farsă. Nu să fie o farsă. Hai mă, nu fii nebun, că mă omoară ăsta. Tu nu știi ce fel de golan e ăsta, tu nu-l cunoști, dar cine a făcut farsa asta? Că e povestit. Dar n-am povestit la nimeni, la cine se pot povesti așa ceva? Nu te-ai gândit în momentul când ai făcut chestia aia cu Mireasa? Da, tu crezi că în sat aia băgam mâna în buzunar, prin pantaloni, eu mai gândeam la frică? Atunci nu ne-a fost nici normal. Acum avem frică, atunci nu. Să rămână pentru farsă, că a fost bună și bengoasă. Sunt Daniel Buzdugan și te aștept la adresa farse@radio21.ro. Radio 21.
Cu domnul Ionel Bădescu, vă rog. Telefon. Procurorul Jighirgiu sunt, de la judecătoria sectorului 1. Da. Noastră ați divorțat în iunie. Da. De ce n-ați venit să vă legalizați hotărârea? N-am avut timp. Până la ce dată trebuie să o fac? Păi trebuia făcută, mai ales că a venit și părâta și a depus niște probe care atestă nevinovăția ei. Acum trebuie să veniți din nou. Stați puțin, că n-am înțeles. Părâta Abdescu Carmen a adus noi probe la dosar care dovedesc nevinovăția ei. Asta ce înseamnă? Nu sunt probe suficiente pentru hotărârea de divorț. Noastră, ce ați dori? Vă împăcați sau nu vă împăcați? Nu, nu ne împăcăm. Nu ne împăcăm. Deci, până la urmă, ea este soția dumneavoastră. Hai, acum. Dar îmi puteți spune amănunte despre divorțul dumneavoastră? Da, în urmă cu, deci din 2003, de la început anului, au apărut discuții. Discuțiile au plecat de la ceata socrilor. Ea a început să ascultă de părinții ei, au apărut scandalul între noi, s-a luat-o și un pic cu, să zic așa, băutura, da? Hai să zicem că nu erau mătuți chiar așa de poate zile venea, dar erau scandalul săptămânal, deci nu lunar, săptămânal între noi doi și vă dați seama că în fața nu este o căznicie, să stai în scandal și să nu te înțelegi. Am mers amândoi la împreună în sala de judecată, am fost de acord amândoi. Se împăca bine cu părinții ei, nu? Foarte bine. Și ăsta ce, era un lucru rău? Vorbea cu mine un lucru și făcea ca părinții ei. Făcea mâncare, spăla, era gospodină? Mâncare făcea mama ei, ea mai puțin. Deci nu gătea? Mânca la comun. Și cu spălatul? Și cu spălatul nu, asta a de spălat spăla. Deci nu, de împăcat eu nu mă mai împac. Nu, nu mai există cale, fiindcă prietenii și cunoștințele mele știu lucrul ăsta. Doriți o rezolvare rapidă a acestui caz? Da. Divorțurile se pronunță foarte repede în caz de violență domestică. Adică în caz de bătaie. Cum să fac? Altă cale. Pe altă cale nu se poate, deci nu îmi dau seama. Decât cu forță așa. Și fără forță ce ar însemna chestia asta, rezolvarea? Asta eu știu cam în 2-3 ani. Am mai avut cazuri de genul ăsta, s-au făcut că dau palme în ea și totul s-a rezolvat fără nicio problemă. N-ați mai vorbit de atunci cu ea? Deci am încercat să vorbesc cu ea și era cu botul de 2 metri supărată și nu mă băga în seamă. Dacă vroia, spunea că e o fire destul de, cum să spun eu, de ambițioasă. Și v-ați împăcat dacă... Răspunsul meu este clar, nu, cale de împăcare nu, nu. Îi dați două palme așa, eu știu, de față cu socri, de față cu... N-aveți niște obiecte pe la ea pe acolo, ați uitat, eu știu, un casetofon, o pijama, ceva? Păi mai am eu ceva pe acolo, dar dacă mă duc și dau în ea la ea acasă, sare taică-sul la bătaie, sare taică-sul la bătaie și că nu știe multe. Și vă e frică de taică-sul? Păi ce fac, fac scandalul mai mare decât trebuie, că nu e dus la biserică. Nu e dus la biserică. Mai există o cale? Ia spune. Ea are un prieten, ceva, e combinat acum? Nu. N-ați putea să-i faceți niște fotografii, adică eu știu să trimiteți un prieten să o abordeze, să o țină de mână de câteva ori și atunci e clar, adică fără violență e mai simplu. Am înțeles. Da, poate să rezolvă chestia. Păi îi băgați pe cineva pe gât așa, adică un băiat simpatic, un prieten de-al dumneavoastră? Să vedem ce poți să rezolvi și cu varianta asta. E o idee mai bună asta. E o idee mai bună. Păi ea este o femeie frumoasă? Nici urâtă, dar nici frumoasă. Deci e acceptabil să zic asta. Haideți să vă ajut eu atunci, să încercăm o variantă de genul ăsta. A. Deci înainte de a lucra în procuratură, am lucrat la o firmă de detectivi particulari. Am înțeles. Și chestia asta cam cât costă? Cum? Cât costă chestia asta ca să fac lucrul ăsta? 150 de euro. Da, asta ar fi o chestie. Da. Eu știu cum să acționez, știu cum să iau. Am înțeles. Și se face poze și asta e. Ori eu, ori alt coleg să intre și în pat cu ea. Asta în cazul în care nu sunteți gelos. Nu, Doamne ferește, nu sunt genă. Femeia poți să o lei și cu lanțul de pat, că fuge cu totul. Cum? Femeia dacă e să o lei și cu lanțul de pat și fuge cu totul, deci dacă e să o facă, o face oricum, asta e, dacă e felul ei, așa. Da. Bun, atunci rămâne să mă și vorbim mâine dimineață, da? Pe Gina Manea o știți? Ah, Doamne! Bună fază! Daniel Bustugan, sunt de la Radio 21. Vă salut numai bine. Bună fază. Da, le mulțumesc. Bună fază. Foarte bună fază.
Am meritat, Cristi, a? Am un coleg chiar acum lângă mine de râde de mama făcută, da? Deci e bună. Cum te simți acum? Mult mai ușurat, că am scăpat. Deci îți dai seama că dacă se întâmpla o chestie de genul ăsta era jale. Nu te-ai supărat? Da? Nu m-am supărat, nu, nicio problemă. Bună ziua! Elena? Da? De la poliția rutieră vă deranjez. Da? Inspectorul Zacurnea. Da. Puteți vorbi un pic cu mine? Da, sigur că da. Doamna sau domnișoară? Doamnă. Ați fost surprinsă de aparatul radar curând, de circulând cu viteză neregulamentară pe autostrada București-Pitești. Da. Și... Păi, ce ar trebui să fac pentru asta? Înainte de a trimite o fotografie cu mașina dumneavoastră și cu persoanele surprinse, avem obligativitatea de a informa persoana ca să nu se spună după aceea că nu se cunoaște lucrul ăsta, că n-a primit la poștă fotografia și așa mai departe. Dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, ați putea să-mi trimiteți la firmă, să nu-mi trimiteți acasă fotografia? Nu vă supărați, dar noi așa avem obligativitatea. Deci noi trimitem de fiecare dată fotografia la adresa de buletin. Și aveți adresa deja? Că aș putea să vă dau totuși adresa de la firmă, adică chiar nu s-ar putea rezolva totuși. Aș fi drăguță cu dumneavoastră dacă... Știu că am fost la Pitești și probabil că am mers cu viteză. Și fotografia ce conține? Mașina și... Dumneavoastră și încă o persoană de sex masculin, deci e un domn în dreapta dumneavoastră. Aoleu! Știți, e o problemă. Eu sunt măritată și n-aș vrea să trimiteți fotografia acasă. Eu... Înțelegeți lucrurile astea că sunteți oameni și... Ce problemă am eu, doamnă, că dumneavoastră sunteți măritată? Și n-aveți voie să circulați cu mașină cu cineva? Sunteți chiar culmea. Eu vă trimit pe adresa dăm buletinul dumneavoastră fotografia și conștiințarea de la noi, veți veni apoi la poliție? Dar vă rog frumos, sunt măritată și soțul meu nu știe că am fost cu o persoană de sex masculin. Am fost la un training în Pitești. Eu sunt patroana unei firme de modeling și mă gândesc că s-ar putea rezolva cumva cu bani să-mi trimiteți. Eu plătesc oricât, nu contează. Numai că să trimiteți pe adresa firmei, vă rog tare. Soțul meu e cam gelos și... El știe că a fost cu o prietenă la trainingul ăsta și n-aș vrea să afle totuși. Nu se poate. Aș fi drăguță cu dumneavoastră, am fete drăguțe la firmă, s-ar putea rezolva cumva, cu bani, cu... Păi ce mă interesează pe mine că aveți fete frumoase la firmă? Eu sunt... Păi mă gândeam că sunteți și dumneavoastră om și cum am trecut eu prin astea, poate aș putea să vă ajut cu ceva. Păi ce-i bordel acolo, doamnă? Dar mă luați chiar așa, adică să știți că... Nu e bordel, nu, n-am vrut să vă șicnesc, doamne ferește, am vrut doar să vă spun că există o problemă și poate mă înțelegeți, nu știu... Mă gândesc că sunteți însurat? Nu sunt căsătorit. A, nu. Dar asta nu e problema noastră. Deci problema e că eu trebuie să trimit această fotografie cu înștiințarea pe adresa de buletin. Dar ne-am putea întâlni la o cafea. Eu știu, poate rezolvăm cumva problema. Pentru că țin foarte tare să nu fie trimisă amenda și fotografia la mine acasă. Pentru că v-am spus, sunt măritată, soțul meu e foarte gelos și n-aș vrea să-mi stric căsnicia pentru o fotografie registrată la poliție. E penibil și apoi i-am și spus soțului meu că am fost la un training cu o prietenă. E, v-am spus, soțul meu e foarte gelos. Da. Ne putem întâlni poate la o cafea, eu știu, na... Vă fac cunoștință, de asta nu sunteți însurat, v-aș putea face cunoștință cu o fată de la mine, de la firmă. Bun, dar să ne întâlnim cumva, să ați putea mâine să ne vedem la o cafea? Da, sigur că da, cu cea mai mare plăcere. La ce oră? Păi, pe dimineața așa, că... Dimineața? Cafeaua se poate bea și seara, adică nu e nicio problemă. Numai să nu mai îmi faceți fotografia, asta ar fi culmea. Da, îmi dați și fotografia și îmi dați și tot așa ca să mă liniștesc. Îmi dați tot și filmul și tot ca să mă liniștesc, că nu mai există probleme. Nu e nicio problemă, din partea mea v-am spus, vă dau și bani, vă aduc și fată, ce vreți, vă căsătoresc, vă aranjez totul. Nu e problemă. Aș fi încântat să vă cunosc. Da, sigur că da, se poate rezolva orice. Vă mulțumesc tare mult că ați fost atât de drăguț și că nu mi-am stricat căsnicia. Dar ce, ați lipsit multe zile de acasă sau? Da, un weekend întreg, adică, și cred că ar fi probleme.
Vă mulțumesc și mă sunați mâine să ieșim la o cafea, da? Așa, și unde ne întâlnim? La cafeneaua Einstein din Doroban, e bine? Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21, a fost o farsă. Aoleu, Dumnezeule! Dar cine mi-a făcut farsa asta? Farsa a fost făcută de o prietenă de-a dumneavoastră, de asociata dumneavoastră. Probabil că am prietene foarte bune. Am să mă întâlnesc cu toate la o cafea să văd care rămâne. O să tai numele dumneavoastră, adică să nu apară numele de familie. Bine, mulțumesc mult! V-ați supărat? Nu m-am supărat, dar să nu asculte soțul meu radio, să-mi recunoască vocea eventual și să faceți dumneavoastră încă o farsă să-mi apară numele de familie. O să modific eu vocea dumneavoastră. Bine, mulțumesc mult și altă dată n-am să mai cadă, îmi place. Bine, mulțumesc mult.